Membrii organizației Maramureș-Alde au în vedere două obiective importante pe care le aduc și în atenția legătorilor de fiecare dată când îi întâlnesc. Unul vizează creșterea economică pe seama investițiilor și unul ca România să fie un stat de drept, respectându-se drepturile cetățenilor. Și aici amintim de cazul Remeș, de cazul primarului de la Râmnicul Vâlcea. Nu suntem împotriva DNA-ului, dar românii trebuie să cunoască faptul că trăiesc într-un stat de drept și că trebuie să le fie recunoscute atât drepturile cât și libertățile fundamentale conform Constituției. În ultimele zile, membrii ALDE din Maramureș au avut numeroase întâlniri cu alegătorii, iar feedback-ul, susține candidatul la Camera Deputaților, a fost unul pozitiv.